ziua! Bine ați revenit la emisiunea noastră! Astăzi o avem alături de noi pe Liliana Andronache, HR manager al firmei BTT Ford România. Liliana, bine ai venit! Mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația noastră! Bine ați venit! Mulțumesc! O să te întreb, ce este Ford România, BTT Ford România mai întâi? Mai întâi vreau să spun că BDT este BDT, este Business Development Team și este un acronim asociat unui business început de familia Simion în anul 1999, care a crescut, care a semnat un parteneriat foarte productiv cu Ford și care în ultimii 5 ani a devenit și Ford Store. Suntem într-o locație Ford Store, într-o locație de top și nu suntem neapărat Ford România, pentru că noi suntem reprezentanță, suntem dealer, distribuitor și reparator autorizat Ford. Dar ne onorează acest parteneriat și suntem mândri că suntem peste tot Ford. Într-adevăr, este o abordare foarte, foarte frumoasă. Când intri aici, ești impresionat de absolut tot, numai de mașini, de tot aranjamentul este foarte frumos, mie mi-a plăcut. Spune-mi cum faceți voi HR-ul la BDT? HR-ul la BDT este un pic deosebit și vreau să subliniez câteva puncte legate de acest atribut. Este o abordare foarte umanistă. Nu neapărat că nu este o abordare tehnică în ceea ce privește HR-uri, dar avem preluat din cultura organizației această latură umanistă. Suntem friendly cu angajații și atmosfera se simte, inclusiv în relația cu clienții și cu partenerii de afaceri. Ne alegem personalul, poate că după chipul și asemănarea noastră, a managerilor și în primul rând a familiei care deține în proprietate acest business, și lucrurile se întâmplă aici foarte cald și foarte smooth și lumea pare a fi fericită și în calitatea mea și de consilier pot să bifez că lumea este fericită aici. Susțin acest lucru prin faptul că rata de living este foarte scăzută. Sunt oameni cu vechime medie de 13 ani în companie, ceea ce nu este puțin lucru într-un mediu dinamic, cum este cel auto. Dinamica este dată faptul că se întâmplă lucruri pe piață și, în general, dealerii își cam fură personalul dintr-o parte în alta și atrag cu diverse beneficii materiale, dar nu neapărat beneficiile materiale, sunt cele care aduc motivarea și bifează, să spunem, zona de fidelitate față de angajator. Din punctul meu de vedere, foarte mult contează relațiile. Relațiile pe care le au oamenii, angajații, începând cu patronii. Patronii cunosc aproape 90% din angajați, sunt cunoscuți după numele cel mic, pentru că ei sunt aici cu noi și avem comunicare directă. Uite că, deși voi sunteți o companie care vinde produse, mașinile sunt niște produse, da? Totuși, resursa umană este un factor foarte important în cadrul acestui business. Sigur că abordarea despre care povestești pornește de la conducere și este foarte important. Și din ce mi-ai spus mie înainte de interviu, vine și de la Ford, compania la nivel global, care și ea are o astfel de abordare orientată către om în sine, nu numai angajat, ci chiar comunitate. Îmi povesteai mai devreme de un program dezvoltat de cei de la Ford, poți să-mi spui și acum câteva cuvinte? Da, este un program, nu vreau să-l denumesc, pentru că nu am abilitarea lui Ford să-l denumesc, doar spun așa, ca și formă de impact asupra organizației.
Ca principiu este obținerea unei stări de bine și a unei comuniuni în armonie între toate nivelurile angajaților din toate nivelurile din organizație, la nivel personal, la nivel operațional, la nivel de comunicare, pe toate nivelurile. Deci, și o stare de bine și de fericire care, atâta timp cât este în interior creată și nu este artificial impusă printr-un regulament sau prin niște norme de etică, ea vine și se transpune la interfața relației cu clienții și cu colaboratorii și cu stakeholderii până la urmă, toți cei care intră în acțiune cu personalul, nu numai cel din front desk, ci și cel din back office. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă faptul că aici lumea când intră simte un vibe bun. Și cred că l-ai simțit și tu un vibe bun aici, da? Și modul în care sunt oamenii întâmpinați și grija și atmosfera aceea familială de intrare a unui membru ieșit din familie, reîntoarcere în familie și o căldură care nu este neapărat exprimată deschis prin conversații, ci pur și simplu cu o atitudine, se simte și oamenii se simt bine când vin aici și revin, pentru că vânzarea presupune o relație personală și este foarte mult. Așa este. Și chiar din punct de vedere al retenției despre care vorbeai mai devreme, studiile arată că în general nu salariul sau nu beneficiile materiale sunt pe primul loc ca motiv de plecare a oamenilor din companii. Și într-adevăr, eu mă bucur să văd că există o abordare orientată către angajați, sigur nu excesiv. Ideea este să existe un echilibru între unul și celălalt, pentru că până la urmă ambele părți trebuie să câștige. Înainte de a fi HR, ai fost marketing. Da? Vorbeam un pic mai devreme despre îmbinarea asta între marketing și HR, care acum se transpune într-un job de employer branding manager pe care vedem din ce în ce mai des. Spune-mi cum a fost trecerea asta pentru tine și de ce ai ales să faci, sau poate contextul te-a determinat să faci HR mai mult. A fost un context și a fost un context favorabil și a venit așa ca o provocare, dar și ca o apreciere din partea ownership-ului firmei, pentru că au avut încredere că background-ul meu profesional poate susține această provocare. Și au avut încredere că un om care a făcut marketing de calitate a condus acea nebunie numită asociație, poate să răspundă acestei provocări, care este, să spun, e foarte importantă funcțiunea aceasta de HR pentru firmă și au avut diverse persoane care au trecut pe aici, nu au făcut față pentru că lucrurile sunt complexe și trebuie, să ai câte puțin din mai multe. Exact. În general, HR-ul este o combinație de abilități și aptitudini, așa este. O să ajungem și la această discuție. O să te întreb înainte, hai să vorbim un pic despre recrutare. Cum se desfășura înainte de această situație creată de pandemie? Dacă ați făcut recrutare pe această perioadă, cum crezi că se vor schimba, poate, lucrurile de acum? Două aspecte, două provocări de fapt. Recrutarea de personal tehnic, care este provocarea cea mai mare, și faptul că înaintea pandemiei foarte multă forță de muncă specializată din punct de vedere al meseriei, mecanic auto, tinichigiu, vopsitor, electrician auto, a migrat și treaba lor, ce au făcut, important este că nu mai erau pe piață, a fost și un headhunting pe aici, că n-aveam ce să facem. Recrutăm cu ajutorul platformelor de recrutare, cu anunțuri distribuite
verbal de meseriași care știu alți meseriași care și-ar dori să vină să facă parte din echipă, pentru că aici e foarte mișto, este un mediu foarte plăcut. Și atunci a fost o provocare. A venit pandemia, lucrurile s-au schimbat un pic, acum sunt altfel. Au fost persoane care au fost atrase în firmă și au fost ținute pentru că chiar aveam nevoie de ele și nu erau exact ce ne trebuiau. Și atunci, în momentul în care am început să reconsiderăm bugete și să vedem că putem să facem treabă și să ne lipsim de anumite persoane care nu erau la nivel de performanță dorit, au avut posibilitatea să iasă și să meargă să-și caute sau să aleagă altceva. Dar provocarea în care sunt acum este cea legată de personal pentru back-office. Și este în continuare un challenge în a-i aduce cel puțin la interviu. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Nu s-au schimbat foarte mult. Crezi într-o oarecare revigorare a pieței muncii în viitor? Eu sper, pentru că văd care este rata de răspuns la anunțurile date pe site-urile de recrutare și am speranță că lucrurile se vor reechilibra într-un sens pozitiv. Pe de altă parte, faptul că lumea și în situația aceasta care spun că este deosebită și noi considerăm că este de criză, aleg să nu vină sau aleg să nu se prezinte la interviu sau în continuare nu sunt sinceri cu ce declară prin CV-uri. Da. Nu cred că pandemia va schimba prea mult din comportamentele astea. Speranța era doar că plaja forței de muncă s-a lărgit un pic. Eu nu cred în acest aspect și din experiența pe care am acumulat-o în această perioadă de câte 2-3 luni de zile îmi confirmă deocamdată acest lucru. Dar vom trăi și vom vedea. Și acest business, ca multe altele, au fost afectate mai mult sau mai puțin de această perioadă. Cum v-ați reorganizat? Sau sunt lucruri pe care le-ați schimbat? Da. Suntem mult mai atenți la ce se întâmplă cu angajații noștri. Îmi preocupă foarte mult sănătatea lor și am făcut investiții în ceea ce privește protecția lor, pentru că ei sunt în contact cu publicul și în afară de aspectele legislative pe care le promovăm și le urmăm, cu materiale de protecție sanitare, cu ecranele acestea de protecție în fața fiecărui consultant care interacționează cu publicul, ne-am preocupat ca în perioada aceea de vârf de pandemie să putem să îi ținem acasă pe cei care au putea să lucreze de acasă. Și mă gândesc așa, dacă ar trebui să spun că jumătate din colectiv a lucrat de aici și jumătate a stat acasă, în ideea de backup, Doamne ferește, se întâmple ceva cu jumătate din colectivul de contabilitate, de exemplu. Da. Să scăpăm ușor cât de cât jumătate, să fim protejați. La fel s-a întâmplat și cu echipa de vânzări. Bineînțeles, statul ne-a ajutat cu șomajul tehnic și a însemnat un ajutor foarte mare pentru noi, că în momentul în care totul a fost blocat, în sprijin de acest fel, a fost salvator și în continuare credem că a fost o soluție bună care a sprijinit mediul de afaceri. Pe de altă parte, ne-am reconsiderat un pic și ne-am gândit că dacă parte din oameni pot lucra de acasă, în măsura în care vom avea posibilitatea în continuare să-i ținem pe cei care vor să lucreze de acasă în acest program,
Lumea însă, după ce a fost blocată între patru pereți o perioadă, a vrut să vină să socializeze în condițiile pe care statul ni le-a impus, cu măști, cu foarte mult spălat pe mâini, cu distanțare, cu igienă și cu ecranele acestea care ne-au separat fizic, dar faptul că suntem totuși în același colectiv ne mai salvez un pic aici pe interior, pentru că a fost și o ruptură pe care noi am simțit-o în relații. Da, eu știu că înainte de această pandemie erau foarte mulți angajați care își doreau să lucreze de acasă. Mare parte dintre ei au experimentat acest lucru de acasă, au văzut că nu este chiar ceea ce se gândeau ei. Eu cred că de fapt ar trebui acolo unde se poate, evident, creat un echilibru. Exact. Nu cred în munca de acasă totală, pentru că omul este o ființă socială. Exact. Și atunci cumva nu e. Izolarea asta nu face bine nimănui. Pe de altă parte, și munca parțială de acasă presupune o reorganizare a companiei, pentru că trebuie să ai unelte, să te organizezi din multe puncte de vedere, să poți face o comunicare eficientă și așa mai departe. Firma a asigurat și echipamentele și canalele de comunicare, deci am avut toate uneltele puse la dispoziție. Și colegii care au lucrat de acasă nu au dus lipsă nici de informații și nici nu au simțit însingurarea, doar că fizic nu am putut să fim în aceeași comuniune. Impactul a fost, din punctul meu de vedere, mai mare, pentru că eu și consiliez pe aici niște colegi, colege, și consilierea presupune inclusiv zona aceea de empatică, de atingere, de apropiere, de îmbrățișare, de bătaie pe umăr, de strâns în brațe, pentru că așa suntem noi formați. De când ne naște mama, știm că atunci când avem o problemă, o îmbrățișare poate să mai descarce un pic din ea. Și faptul că noi nu ne mai putem atinge și nu mai putem strânge, creează niște frustrări. Dar este important că suntem aici și că suntem sănătoși și că putem să ducem treaba mai departe. Și mai mult decât atât, este important că toți angajații văd o stabilitate în acest business. Lucru care, stabilitatea a fost guduită pentru mulți dintre angajații din această țară, să spunem așa, chiar dacă nu și-au pierdut locurile de muncă. Au fost modificări la care nu s-a fi așteptat până la urmă și este important. Acum, aș vrea să întreb, ce ai recomandat tu unui tinere, care ar dori să îmbrățișeze această meserie a HR-ului? Nu există nici acum, acum câțiva ani, cu atât mai mult, o școală foarte bine organizată de HR. Sunt cursuri, sunt mastere, dar sunt lucruri adiacente, să spunem așa. Ce crezi tu că ar trebui să aibă o persoană ca să poată face HR așa cum trebuie? Eu cred în stagiu. Cuvântul stagiu. Și asigură, să spunem, plasa de siguranță. În momentul în care un candidat vrea să intre într-o provocare de genul acesta, este nevoie neapărat de un mentorat pe care trebuie să-l parcurgă. Trebuie să stea, să viețuiască alături de cineva care știe despre ce este vorba și de unde să învețe. Și să neapărat să aibă așa un to-do list la îndemână, asta trebuie făcut, asta, ci pur și simplu cum poate face față provocărilor, pentru că în HR sunt foarte multe provocări care sunt absolut imprevizibile, nu pot fi, să spunem, trecute pe o listă. Ele se parcurg pe măsură ce apar. Și HR-ul presupune nu numai administrarea personalului sau supervizarea salarizării, presupune foarte multe relații
interumane, foarte multă consiliere, inclusiv consiliere psihologică, îndrumare în carieră, are atât de multe aspecte, dacă vrei să fie făcut într-un mod onorabil. Dacă vrei să fii doar HR, să semnezi ca și HR și atât, să fii o persoană rece, e ok să rămâi doar cu un master și cu niște cursuri de formare profesională. Dar foarte mult contează și modul în care intri mai mult în relații și modul în care diluezi, să spunem, partea asta hard a formalităților, cu multă empatie și cu apropiere de oameni. Până la urmă, un manager HR este, să spunem, între ciocan și necovală. Sună dur, dar cam așa este, pentru că el este angajatul unei companii, evident că are niște obiective de îndeplinit față de managementul acelei companii, dar pe de altă parte, el trebuie să și reprezinte angajații din firma respectivă, astfel încât să găsească un echilibru între una și cealaltă. Este o artă să știi să faci lucrul ăsta. Este, pentru că să fii și avocatul diavolului, între ghilimele, dar trebuie să fii corect și nepartinic, pentru că trebuie să conciliezi nu numai angajații, ci și pe angajator. Trebuie să știe legislația muncii și aspectele acestea foarte, să spunem, delicate, da? Ci și legate de oameni și de ce se întâmplă în departamente și în colective, și sunt lucruri care, mă rog, trebuie mediate până una alta. Că foarte mulți manageri de top, în momentul în care există o problemă, ce, hai să extirpăm zona aceea ca să nu mai avem probleme. Când există o problemă, din punctul meu de vedere, o provocare este să intri în ea acolo și unde există un conflict, o neînțelegere, o zonă care pare foarte periculoasă pentru întregul echilibru al companiei, să intri în el și să aduci oamenii, să le reduci energia, să-i aduci într-o zonă de calm, de stabilitate, să-i îmbrățișezi una în alta sau să îi aduci un pic cu picioarele pe pământ și să le arăți lucrurile și din alta perspectivă, să-i scoți un pic din cadru, să faci un zoom out și să le prezinți și business-ul, ce înseamnă business-ul, că business-ul este business și nu este de fapt o firmă de caritate, și care este obiectivul acestui business și care este rolul tău de angajat, care simți că nu mai ai loc aici sau când te mai simți bine și cum poate face business-ul relațiile să fie de așa natură încât tu să te simți integrat, acceptat și să te simți bine la locul de muncă, pentru că interesul meu personal este ca fiecare dintre membrii acestui colectiv să se simtă bine atunci când vine la muncă și să vină cu drag. Cred că unul dintre lucrurile principale care trebuie făcute este ca orice manager să acorde credit HR-ului și să-l considere un business partner mai degrabă decât un executant care pune în aplicare anumite reguli, hârtii, proceduri și așa mai departe. Așa și este. Și nu este ușor. Nu? Nu este ușor. Suntem într-o lume a bărbaților aici. Business-ul este format din 80% bărbați și foarte puține femei în departamentele suport. Și este greu să treci peste niște limitări pe care bărbații le au în ceea ce privește relațiile interumane. Da? Deci nu sunt așa soft, ei nu sunt mamuri, ei sunt direcți, lucrurile nu au foarte multe nuanțe. Faptul că eu sunt de multă vreme în firmă și am trecut și prin etapa aceea cu marketing, știu business-ul foarte bine și știu și care sunt relații. Mai sunt și director de calitate aici și am implementat și un sistem ISO 9001, deci știu toate procesele și absolut toate lucrurile de detaliu. Eu mă privesc un pic acum ca și o figură de autoritate și care îmi bifează competențele și mă simt bine prin faptul că ei ascultă de ceea ce recomand eu să se facă și
că mi se cere părerea, este un Este important bun. Pentru că așa se pot preveni lucruri și nu trebuie doar să le tratăm. Exact. Este foarte bine. Bibiana, eu îți mulțumesc foarte frumos pentru discuția de astăzi. Cu siguranță cei care ne vor urmări au informații foarte importante. Știi cum, împărtășirea experienței este foarte, foarte importantă pentru cei din HR. Este important să vedem cum fac alții bine lucruri, să le adaptăm, de ce nu, și în cazul nostru. Îți mulțumesc foarte mult, Gabriela. A fost o plăcere să te am ca și interlocutor. Mă bucur. Mulțumim frumos. Vă așteptăm.